Bună, drăguților, bună, sufletele mele frumoase! Facem astăzi etalarea pentru Zodia Taur. Pentru toți cei cu lună, soare, ascendent, descendent, aglomerație de planete sau dacă tu cunoști pe cineva din Zodia Taur, ești binevenită sau binevenită aici la masa mea. Facem etalarea lunii iunie. Haideți să vedem împreună care sunt energiile, da? Bun, scumpilor, începem cu un mesaj. S-au și întors deja trei cărți, ok? Chiar trei cărți am vrut să pun pe masă. Și avem așa, numărul 10, numărul 33, numărul 24. Zice să asculți doar de sfatul tău, să asculți sfaturile bune, nu doar de sfatul tău, să asculți sfaturile bune, să ai încredere în tine, dar sfatul tău contează cel mai mult, adică alegerea ta, liberul arbitru, bineînțeles. Tu știi ce este cel mai bine pentru tine. Aici mai spune că timpul joacă un rol important și că ar trebui să-l folosești cu înțelepciune, dacă vrei să îți atingi scopul. Bun, drăguții mei, haideți să vedem ce spune și tarotul. Și avem așa, ce? Împărăteasa, uite ce frumos, împărăteasa. Este un moment potrivit pentru cine își dorește un copil, cine dorește să facă un bebe. Se pare că este timpul potrivit. Împărăteasa arată o sarcină, o femeie însărcinată, o femeie care poartă o sarcină sau pur și simplu abundență. Ok, ce stă ție în cale, la ce te gândești tu în luna iunie, ce vine din trecutul tău către ce te îndrepți și ne oprim deocamdată. Ia să vedem la ce te gândești tu. Te gândești la o călătorie, la un drum, să lași ceva în spate. Nu știu ce vrei să lași aici în spate, dar ceva vrei să lași în spate, dragă Taur, și să te îndrepți către altceva. Alte drumuri îți sunt deschise, alte căi îți sunt deschise. Ce ai în subconștientul tău? O teamă, o frică, stres, foarte mult stres. În legătură cu ce? Cu lipsa asta a emoțiilor. Cineva are aici o lipsă a emoțiilor, ceva este în scădere și subconștientul tău cumva îți induce această frică, îți induce această teamă de necunoscut, poate. Ceva se întâmplă foarte repede pentru tine. Cavalerul ăsta de spade, într-adevăr, are treabă cu timpul la tine. Timpul contează. Timpul joacă un rol foarte, foarte important. Parcă nu mai ai timp sau parcă să faci ceea ce vrei tu să faci. Sau, da, ar trebui să profiți de această perioadă. Ce se întâmplă în viitorul apropiat? În trecut avem un as de monede. Asul de monede vorbește despre un nou început plin de stabilitate, probabil ceva ce tu ai început deja din lunile precedente. Și către ce te îndrepți? Ai ajuns cumva la jumătatea drumului. Șasele de monede arată jumătatea drumului. Un pic peste jumătate, da? Un pic peste. Văd o șansă aici. Pentru unii dintre voi văd o șansă să ajungi acolo. Probabil că vei ajunge în stadiul ăla pe care tu ți l-ai dorit, dar ușor, ușor. Încă nu ai ajuns la capăt, încă nu văd un 10 de monede. Dar și un 6 de monede arată generozitate, arată faptul că ai parcurs jumătate din cale. Și că ce a fost mai greu a trecut. Ok. Hai să vedem cum vezi tu situația. Și avem aici un 4 de monede. Da, 6 de monede, 4 de monede. Tu vezi ce mai ai de făcut. Da? Cât de greu este să ajungi la acel 10 de monede pe care tu ți-l dorești. 10 de monede ce înseamnă? Înseamnă așa, ori o familie împlinită, da? Ori înseamnă o afacere, ori o familie, cum am spus, mă repet, ori cum să spun, o destinație. Este ceva ce tu ai început și vrei să ajungi la destinație, vrei să ajungi să se împlinească acel vis, acel... Și cumva ce vezi tu acum este partea asta, cea mai rămas de construit. Ce a mai rămas până să ajungi la acel 10, până să ajungi la acel final, la acea destinație? Cât mai trebuie să faci? Ce mai trebuie să faci? Îmi place felul în care tu gândești, pentru că aici mi-arată faptul că tu îți faci planuri de viitor. Ok, ce vine către tine din exterior? Și aici avem un 8 de monede. Cineva care
îți arată cum să construiești anumite lucruri. Cineva care are înțelepciune și îți arată, îți dă sfaturi, probabil te îndrumă. Mai apare și o ofertă de muncă pentru unii dintre voi. Frica sau speranța ta, și avem un paș de cupe. Pașul de cupe este cartea celor care își doresc ca cineva să-și ceară scuze. Este cartea celor care așteaptă ca ceva să se schimbe, ceva să se transforme. Sau ți este frică aici de emoțiile tale, ți este frică de ceea ce simți tu, ți este frică să nu devii vulnerabilă, vulnerabil. Și către ce te îndrepți? Către stea. Stea înseamnă vindecare. Te îndrepți către vindecare, te îndrepți către ceva frumos. Speranță, o dorință împlinită acolo. Bun, scumpilor, hai să încercăm să le clarificăm puțin. Cred că mă paște o răceală, pentru că mă gâdil așa un clip pe gât. Așa ușor, ușor. Trebuie să o iau așa din pripă cu niște vitamina C și cu niște propolis. De obicei eu așa rezolv problemele. Ia să vedem. Tu, împărăteasă. Vești. Vești bune, vești frumoase, care vin rapid, rapid către tine. O cheie, cheia. Uite, vine o soluție, vine o rezolvare. Vine cineva să-ți aducă aici o rezolvare, pur și simplu și rapid. Sau poate că tu găsești rezolvarea, tu găsești cheia. Tu găsești cheia tuturor problemelor, știi? La drum, te gândești la un drum, să faci un drum. Sau ești așa un pic indecisă, dar mai repede îmi vine să spun că vrei să faci un drum. Ești cu gândul la această călătorie, la acest drum. Aici, în trecut, probabil că ai făcut o investiție. Probabil că ai făcut niște studii, probabil că ai studiat ceva legat de o situație, de finanțe. Ce-am mai? Mă bâlbâi, nu mai știu ce vorbesc. Probabil că au fost ceva studii făcute în legătură cu partea asta financiară, da? Ai clădit ceva, ai început ceva. A fost prima piesă, prima cărămidă pe care tu ai pus-o. Casa. Tu, în casă, generozitate și casa, șasele de monede în casă, o șansă. Poate că ești în... poate construiești această casă sau poate că vrei să achiziționezi această casă sau mai poate fi aici vorba și despre o lucrare pe care tu o faci în casă și mai ai de făcut, da? Încă n-ai terminat-o, mai ai ceva de făcut acolo. Teama asta ta, frica asta, la ce se referă stelele? Ți-e frică că n-o să duci acest proiect la capăt? Ți-e teamă că n-o să ai timp? Mai poate fi aici o situație în care timpul te presează și trebuie să rezolvi această problemă legată de această locuință până când, nu știu, e un termen, știi? E ca și cum ai avea un termen, ca o femeie însăcinată care zice, măi, până ajung să nasc, eu trebuie să fac, să rezolv aici camera copilului sau... Știi, o situație de genul acesta, probabil că, da, e ceva în limită de timp. Cum vezi tu situația aici? Te gândești la iubitul tău, la partenerul tău, la persoana dragăție, cât de mult ar putea să te ajute sau cum ar putea să te ajute sau dacă ar putea să te ajute în legătură cu toată situația asta pe care tu vrei să o rezolvi cât mai rapid sau ți-ai dorit sprijinul acestei persoane. Ok, ce vine din exterior către tine? Și din exterior văd că vine o scrisoare, vine un mesaj legat de locul de muncă, legat de ceva la care tu lucrezi, legat poate și de ceva ce ai vândut și urmează să primești ceva bănuți sau pur și simplu este o scrisoare de la locul de muncă în luna iunie, ce are o importanță aparte pentru tine. Ce mai văd aici? Frica sau speranța ta? Așa, avem crinii. Partea asta emoțională și frumusețe, estetică, ceva legat de estetică. O să clarificăm aici să văd mai bine, pentru că nu-mi dau seama. Parcă ești îndrăgostit așa și parcă îți dorești cumva să ajungi așa la... și turnul legat de muncă și estetică.
sau îți dorești să faci ceva, nu știu, până la adânci bătrâneți, să mergi pe același drum cu cineva. E posibil și asta. Către ce vrei tu aici? Abundență, abundență financiară. Asta îți dorești și către asta văd că te îndrepți. Și mai văd o energie masculină. O energie masculină aici, dar mie nu, totuși, pentru unii dintre voi, mie nu-mi place ce văd aici, pentru că văd un bărbat vicios. Mai văd o persoană vicioasă, persoană care consumă cam mult alcool, să zic. Și vaporul, cineva care vine de la drum sau tu mergi către această persoană, cineva de la distanță. Mai poate fi aici și vorba despre cineva care, da, te ajută cu ceva bănuți sau e o energie masculină care are de unde, are balta pește, cum s-ar spune, și te ajută și pe tine, cineva de la drum, cineva de la distanță, dar pentru alții dintre voi este posibil ca această persoană să fie un pic vicioasă și această persoană să vină către tine, într-un fel sau altul. Vreau să mai clarific puțin aici, în viitor, ce se întâmplă aici, în casa ta, și mi-apare crucea. Da, e un timp limită până când faci un anumit lucru. Mai văd ceva și nu prea îmi place, poate că pentru unii dintre voi, dacă știți că aveți un animăluț mai bolnăvior, mai bătrân, mai e posibil ca în curând să pierzi acest animăluț. Asta nu-mi place, nu știu de ce am scos cărțile astea, că nu trebuia să le scot. Nu-mi place să dau vești din astea. Da, ceva se blochează, ceva stă pe loc. Parcă nu mai poți să continui, parcă, nu știu, lucrările zici că rămân așa la jumătate pentru tine. Și treiul de monede, pentru că ai nevoie de ajutor. Deci orice încerci să faci, eu la capătul cărților am roata, lucrurile se schimbă, dar peste timp, nu acum imediat, mai târziu, poate luna iulie. Dar în luna iunie, în mare, cam asta văd. Văd că cineva vine cu ceva noutăți către tine. Vine repede, repede, repede. Te gândești la un drum aici. Ești foarte stresată în legătură cu o situație. Nu ar trebui să fii, pentru că acea situație se rezolvă foarte repede. Iar aici, în viitorul apropiat, văd blocajul ăsta în legătură cu o investiție. Totuși, apar niște șanse, dar șansele astea vin din partea cuiva din exterior. Adică, e ca și cum ai făcut o investiție, nu mai ai bani să continui, da? Nu ai terminat acea lucrare pe care tu ai început-o și cumva din exterior, până la urma urmei, vine cineva să te ajute. Poate fi un prieten bun, pentru că am câinele aici, mai poate fi și situația asta, da? Că cineva, un prieten foarte bun sau cineva din exterior să vină să-ți dea o mână de ajutor, să te ajute pentru a finaliza ceea ce tu ai început și n-ai terminat. Da, sunt mai multe așa situații, văd mai multe lucruri. Dar în mare nu e rău, știi? Nu e rău, pentru că stresul ăsta nu-mi place, pentru că ești destul de stresată și n-ar trebui. Ce-i cu stresul ăsta? Turnul. Sufletul tău e așa un pic dărâmat. Ceva s-a stricat și vrei să repari? Turnul ăsta mi-arată că ceva a luat foc aici, că ceva s-a stricat. Și tu vrei să repari, vrei să faci cât mai repede, să... Na, sper că nu e vorba despre o casă. Poate fi o anexă, da? Ceva din preajmă. Cum ar fi, nu știu, cotețul cățelului, de exemplu. Ceva ce s-a stricat și tu vrei să repari. Ceva ce s-a stricat în casă, poate. Și asta te stresează destul de tare. De ce te stresează? Te stresează pentru că apare și un 5 de monede. Asta înseamnă că nu ai bani. Da? Nu ai bani, nu... Nu ai banii suficienți pentru a face contratim ceea ce tu îți dorești să faci, adică să repari. Dar văd că primești ajutorul unui prieten care te ajută în legătură cu toată treaba asta. Bun, dragă Taur, cam asta e la tine. Cam asta mi se mie pe luna iunie. Nu știu câtor dintre voi s-a potrivit această etalare. Eu am înțeles-o așa, nu știu dacă voi ați înțeles-o sau nu știu dacă ați prins ideea. E clar, vorba aici despre investiții, da? Investiții, investiții. Bani investiți, bani pe care probabil că nu-i aveți. Ceva se strică așa pe neașteptate, pe nepusă masă, cum s-ar spune.
Și asta te scoate un pic din sărite, din pepeni. Bun, dar se rezolvă. Nicio problemă, se rezolvă. Bun, drăguților, cam atât. M-am pupăcit. Numai bine, ceau, ceau!